Bună seara, dragi brașoveni, și bine ați revenit la Best of Brașov. Best of Brașov este emisiunea care promovează superlativele turistice brașovene și fine dine-ul din orașul nostru. Astăzi l-am ca invitat aici la Casa Românească pe Bernhard Möstl, un prieten bun, vienez, austriac, venit de peste 10 ani aici la Brașov, naturalizat aici la Brașov, și am ales locația asta fiindcă l-am întrebat care e locația lui preferată din Brașov. Bernhard, bine ai venit! Hai înainte să începem emisiunea și mâncarea să ne dezinfectăm, fiindcă ăsta este noul standard și mulțumim Hygienium pentru siguranța sanitară care o oferă în locațiile brașovene. Și hai să ne povestești un pic cum ai ajuns la Brașov, cum ai ajuns să trăiești aici, ce te-a atras. Și înainte de toate, vreau să te invit la un suc de cătină cu mere, produs românesc, ecologic, natural, vitamina C, extraordinar. Și eu o să servesc un Almdudler, o băutură austriacă. Da? Și uite, așa facem un melanj perfect aici la Brașov, la Casa Românească. Deci, Bernhard, cum ai ajuns la Brașov? Cristian, bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitația. Eu am ajuns, prima dată am ajuns la Brașov în 88, atunci în vremea lui Ceaușescu. Am mers cu tarom în Asia, am avut 3 zile libere și am ajuns aici. După aceea m-am întors, zicem dintr-o întâmplare, am fost pe drum spre Turcia, în care în Sebeș am avut un accident cu mașina și când am stat la spital, un moment dat vine cineva la spital, la patul meu și vorbește în limba germană. Și m-am gândit, adică de unde știe limba germană? Și după aceea am aflat că sunt saș din Transilvania, n-am știut de ei. Și domnul Walter Feil, așa se chemat, asta mai știu după, vezi, după 30 de ani, mai știu asta. Da, fără, adică ne-a găstuit, fără nimic, adică n-am plătit nimic și acolo am stat, cred că o săptămână, după ce am plecat, m-am întors și am rămas foarte impresionat de țara asta, de România, și mereu m-am simțit atras, nu știu de ce. Și am venit cu prietenii, toată lumea, toți care au vrut să vadă România, am zis, vină cu mine. După aceea am stat mulți ani în Asia și când m-am întors din Asia, n-am mai putut să locuiesc în Austria. Adică nu m-am mai potrivit cu societatea de acolo și am căutat o altă țară. Și atunci am avut o prietenă care a lucrat, o austriacă și ea din Viena, care a fost întrebată către firma Holver, șefe funier, dacă nu vrea să se mute în România să facă o grădiniță. Ea a lucrat la o grădiniță și mi-a zis, știi ce, vin cu tine. Și ea a venit cu mine în România mai des, adică a cunoscut România și a fost fericită. A zis, da, adică ne mutăm aici. Ea s-a întors acum 7 ani, cred că s-a întors în Austria, eu am rămas. Și, cum am zis odată, asta a fost primul loc în care m-am simțit acasă. Adică eu mă simt mult mai mult un brașoven decât m-am simțit un vienez odată în viața mea. Frumos spus! Și noi ne știm de foarte mult timp. Am avut un proiect frumos cu Peter Maffay împreună, am făcut proiecte turistice foarte frumoase în decursul anilor împreună și acum văd că faci ceva nou. Ce ai adus aici? Ce produse sunt acestea? Asta e un produs nou pe care îl fac cu prietena de-a mea, se cheamă Elascan. Prietena se cheamă Gabriela, de acolo vine asta. Și sunt niște, ea zice, crackers, niște, nu sunt bomboane, e ceva total natural. Există ca în formă dulce, în formă salată. Rovegan, Rovegan, da, adică nu sunt... Nu sunt raw, într-adevăr, adică sunt raw vegan pentru că nu sunt încălzite peste 40 de grade. Și astea, de exemplu, sunt marilinos, care sunt în caise. Avem și craninis. Craninis, cranberries, da. Da, adică mereșoare. Și mai avem prunelos, care sunt normal din prune. Da, marilinos. Marilin este un cuvânt din limba germană. Este cuvântul pentru caise. E ceva caisă corcodușă sau nu e chiar caisă? Marile e chiar caisă? Da, 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 da. Ia să vedem și aici avem ultimele, sunt prunelos. Da. Deci sunt niște snack-uri. Da, fără zahăr. Raw vegan, fără zahăr, foarte sănătoase. Da, da, și cu un gust superb. Adică... Ia să vedem.
Trebuie să te avertizez. Până vine zacusca și salata de vinete, degustăm ăstea. Da. Și ăstea le produceți la Brașov? Da. Le desfășurăm la Brașov și după ce producții în sine facem la București. Dar dezvoltăm tot la Brașov și doar producția, adică desidratare, da, este făcut la București. Un produs excelent pentru cafenele, da? Ca un mix snack, mai ales în cafenele astea moderne, unde îți oferă specialitățile. Foarte bune la gust, foarte sănătoase. Se poate zahăr. și cu sucul ăsta. Da, păi e tot natural. Și aici văd o serie de Vampire Bites, snack-uri pentru vampiri. Exact, da? Asta este. Snack-uri pentru micii vampiri, da, tot sănătoase. Care este legătura cu Transilvania și asta sunt original Transylvanian Vampire Bites, că eu am creat marca asta. Asta e unul dintre meserii pe care le fac. Și am zis să aibă o legătură cu Dracula, dar totuși știu că drac înseamnă altceva în limba română, de aceea am decis să spunem Vampire Bites. Din ce sunt făcute? Văd aici foarte multe astea semințe. Astea sunt chilinos. Astea sunt semințe de floarea soarelui, semințe de in, și ulei și chili. Și astea sunt cu sfeca, adică toate sunt cu semințe de floarea soarelui. Da. Asta e baza pentru cele sărate. Și cele dulci au cașu ca bază. Aha. Cașu și prune sau caise sau ce ar fi. Și stafide. Stafide. Da, nu deci e zahăr, nimic. Ai venit, ai îndrăgostit de Brașov, ai rămas aici, ai devenit antreprenor, dar tu ești și scriitor de cărți. Da. Am înțeles că ai în diferite limbi traduse cărțile tale, sunt bestsellere în Europa Centrală, ai pornit și în România, ai pornit și cu cărți în limba română. Povestește-mă un pic. Și am înțeles că ai o experiență de Shaolin. Da, adică meseria mea originală este, eu sunt fotograf, am în masă să fac în fotografie și mai predau fotografie în Austria. Dar după ce m-am întors din Asia, unde am stat mulți ani și de mulți ani mă ocup de arte marțiale, de copilărie, sunt fascinat de arte marțiale, astfel încât am ajuns în Shaolin, la o mănăstire foarte cunoscută, adică e un sat în China, în mijlocul Chinei, e între Hong Kong și Beijing, exact în mijloc, lângă Changchun. Asta e un oraș foarte cunoscut, unde călugării de mulți ani, adică de 1500 de ani, se ocupă de arte marțiale și de budism, de zen, dar și de arte marțiale. Și după aceea m-am întors de acolo, după anii stați în Asia, a venit o editură la mine și m-a întrebat dacă nu vreau să scriu o carte. Și m-am zis, nu, adică cum să scriu eu o carte? Să scriu un text așa scurt durează o oră, adică o carte durează 100 de ani. Totuși am zis, bineînțeles că fac, și a devenit chiar un bestseller, prima carte Shaolin, până acum am scris 13 cărți, ultima carte s-a tradus și în limba română, asta e pentru tine. Mulțumesc mult! Ediția ta, Templul Dragonului, un roman Shaolin, da, excelent. Care nu este autobiografic, asta sunt întrebat mereu și cineva acum m-a întrebat ce scrii, că ești cerman, asta nu e autobiografic, asta nu sunt eu, adică protagonistul, totuși sunt și experiențele mele pe care le-am avut acolo în Shaolin, este un roman inițiatic și asta e o temă, eu scriu, adică trăiesc din scris, din proiecte turistice, cum știi. Deci Brașovul te inspiră să scrii. Foarte mult. Aduci foarte mulți turiști austrieci, chiar fani de ai tăi, cititorii cărților tăi, aduci încoace. Cu ce ademenești în Brașov? Ce le povestești despre Brașov ca să-i convinzi să vină, în afară de persoana ta personală? Că eu zic, în general, adică pentru mine România este o țară fascinantă, pentru că aici foarte multe lucruri s-au păstrat încă. E o altă lume încă. Bine, poți să zici că Brașov este un oraș modern și este. Dar totuși e altceva, e o altă viață, viața aici este mai încet, mai lent. Și eu, de exemplu, zic că nu avem autostrăzi, dar nici nu ne trebuie, adică nici nu am nevoie de ele, adică te obișnuiești. Și Brașovul, România, mereu s-a potrivit foarte bine cu viața mea.
eu nu sunt un om așa, și când merg prin China, prin ocean, am 3 luni, 4 luni. Și eu zic, pe o parte zic, veniți aici pentru că nici asta nu vă rămâne pentru eternitate. În România să mai păstra ceva, ceea nu poți să te scrii, trebuie să vezi, trebuie să trăiești asta, trebuie să stai, să zicem, într-un restaurant ca asta, să mănânci, să știi cum sunt oameni, că e muzică peste tot, e o altă viață. Și pe de altă parte, Brașov pentru mine, și cred că nu doar pentru mine, este orașul cel mai frumos din România. Adică în ultimii 30 de ani am fost, pot să zic, peste tot în România și am văzut multe locuri frumoase, îmi place și Iași, îmi place și Cluj, dar nimic nu se compară cu Brașov. Deci dacă ai fost în toate locurile din România și te-ai decis să rămâi aici și ai fost în multe locuri în lume și te-ai decis aici, poți să-mi spune că Brașovul e cel mai frumos oraș pentru tine din lume. Este. Excelent. Este. Bernard, care sunt proiectele tale de viitor, în afară de, Craig, de Marilinos și Craninis? Craninis, da? Și ce mai avem aici? Prunelos? Care sunt pașii următori? În turism? Vrei să lucrezi în turism aici? Da, în continuare? Să promovezi Brașovul? Să aducem turiști străini? Bineînțeles, da. Eu pe de o parte, adică eu am lucrat ca un ghid mulți ani pentru o firmă din Austria și am ghidat turiști. Și totuși, adică pentru mine turism e ceva periculos. Asta recunosc. Și asta admit, e ceva foarte periculos pentru că am văzut multe locuri care au fost distruse de turiști. Pur și simplu. Din punctul ăsta de vedere periculos. Și ceea ce... Pentru loc. Da, pentru loc, da, pentru loc, pentru oameni, totuși, adică să fim serioși, știi? Turism înseamnă că foarte puțin oameni câștig o grămadă de bani și pentru restul tot devine scump și nenatural. Și eu, ceea ce mi-aș dori eu este să dezvoltăm un turism responsabil aici. Foarte important. Adică să înțelegi că des în interviuri sunt întrebat care este diferența între un turist și un călător. Un turist vine ca un client, un călător ca un musafir. Și asta e diferența. Și eu vreau să atrag călătorii, nu turiștii, care pentru care oricum nu face nicio diferență dacă sunt acolo sau sunt aici, știi? Eu vreau să atragem oameni care sunt chiar întrezați de ce înseamnă România, ce înseamnă viața de aici. Și asta vreau, da, vreau să dezvolt ceva aici, să promovez orașul meu, adică ți-am zis că Brașovul a devenit orașul meu. Toți turiștii care vin încoace, îmi fac prieteni pe care îi întâlnesc și ei sunt de fapt niște oaspeți. Iar Piața Sfatului și Curtea Bisericii Negri sunt sufrageria noastră. Bernard, excelente expozițiile tale, să vedem cum se combină cu zacusca și cu sata de vin făcută în casa aici, la Casa Românească. Bună seara! Bună seara. Wow, mulțumesc frumos! V-am găsit! Salată de vinete făcută acasă! Excelent! Și dacă tot te avem aici, noi am dat comanda și pentru felul principal. Știu că coastele sunt specialitatea voastră a casei. Eu aș comanda o porție de coaste și tu ai și tu un meniu special aici pe care îl comanzi, că datorită ție suntem aici. Da, eu sunt vegetarian, de aceea aș vrea cașcaval pane. Da, și pire de cartof. Dacă se poate. Mulțumesc frumos! Deci fii atent ce bine arată zacusca și salata de vinete. Eu sunt nebunit după salata de vinete. Mănânci cu ceapă salata de vinete? Da. Atunci o să le amestecăm așa cum se face tradițional. Și chiar sunt curios cu snack-urile astea lui Dracula. Cum sunt? O să vezi. Dăm voie să-ți servesc un pic de zacuscă, cunoști. Dar cum să nu dacă cunosc? Dacă stai de 10 ani aici, cum să nu cunosc? Și îți place zacuscă? Îmi place, da. Și salată de vinete. Asta e ceea ce îmi place foarte mult în România, că calitatea mâncării e așa bună. Asta e ceva ce ți-a pierdut. Legumele au gust, într-adevăr. Da, când merg la piață după roșii. Da. Acum două zile a fost interesant, că am fost la Lidl și am cumpărat bio-roșii. Și după aceea, cineva mi-a dat roșii din România și nu se compara sub nicio formă. Bio roșii au fost ca apă, da, și roșii din România au fost ca roșii. Deci trebuie să vă cumpărați din piață legumele, că acolo sunt cele mai gustoase. Ia să vedem acum, luăm snack-ul ăsta lui Dracula, care este Vampire Bite Spicy, adică... cu chili și cu un pic de zacuscă. Ia să vedem.
O nebunie. Ce poți vezi? Cum ai descoperit restaurantul ăsta, Bernhard? Acum 9 ani m-am mutat în Skate. Uh-huh. Am stat foarte aproape de aici, de alor spirii, și mereu mi-a plăcut, mereu mi-a atras asta Piața Unirii, nu știu de ce. E un, o piață care îmi place foarte mult, ca și Piața Sfatului, dar și asta mi-a plăcut. Și la un moment dat am văzut că e un restaurant aici și mi-a fost foame, am intrat și m-a atras faptul că au o mâncare românească. Uh-huh. Și au prețuri foarte bune, porții mari. Și muzică live atunci, a fost în fiecare sâmbătă, au avut muzică live. Și atunci am venit cu o prietenă după aceea, cu un prieten, oricine m-a întrebat, unde ne întâlnim, am zis aici, pentru că mi-a plăcut. Și după aceea, când au venit prietenii mei din Austria, bineînțeles că au vrut să mănânce și mâncare românească. Și am zis, da, venim aici. Și în un moment dat am descoperit că asta trebuie să fac ultimul, pentru că în momentul în care am ajuns aici, prima dată, doar aici am mai... Nu mai mergeam la alte locații. Nu. A, da, se mai poate odată și... Da, și da, vreau să zic că și personal, adică chelnerii sunt foarte dragi, foarte... Primitori, serviabili. Da, foarte drăguți. Da, și la băiat. Oricum, Piața Unirii este o piață frumoasă. Piața asta din Scheie, Biserica Sfântul Nicolae, care e foarte, o biserică foarte frumoasă, veche și o atracție turistică. Da. E muzeul primei școli românești, tot aici, în Piața Prundului, ziceam eu. Chiar am copilărit aici, pe strada Băilor, mai jos. Oh, okay. Deci cunosc ca pe buzunarul meu propriu. Da. Piața Prundului sau Piața Unirii, cum îi zice acum. Și restaurantul, într-adevăr, e unul din restaurantele renumite și cu tradiție aici, mai ales pe restaurante românești, cu specialități românești. Da, mie sata de vinete îmi place foarte mult. Asta e o combinație foarte bună, cu vinete cu sfeclă. Vinete cu sfeclă. Mm. Astea sunt Vampire Bites Fruity. Nu, astea sunt Vampire Bites Salty. No, sunt salty, așa, pardon, ok. Mai dau. Deci, în loc de sânge, dracul, acum exact mănâncă snack-ul ăsta cum știi de ce e o culoare. Cu speclă roșie, cu vinete, senzațional. Deci avem pentru toate gusturile și pentru toată lumea un snack potrivit aici la Casa Românească. Sunt curios de coastele care le servesc aici, fiindcă sunt renumite. Am auzit că sunt foarte bune. Eu nu mănânc carne, de aceea nu pot să zic nimic la ele, dar... Vezi? Mai zi-mi un lucru. Când ai învățat românește? Tu vorbești perfect românește și mulțumesc. Ești doar de 10 ani aici. Cum ne-ai învățat așa? Ai luat cursuri sau ai fost autodidact? Da, eu nu sunt cu cursuri, niciodată n-am fost. Asta pentru mine, eu când m-am mutat aici, am zis că asta va fi un cadou. O limbă pe care o pot învăța cât de perfect se poate ca în străin. Și mereu am fost fascinat de limba română, sincer să fie. Adică la școală am avut 6 ani, am învățat limba latină, am învățat 4 ani limba franceză. Și când am venit aici, m-am gândit, păi, limba română, 3 luni și vorbesc perfect. După 3 ani mi-am dat seama că am greșit, că m-am înșelat. Dar nu, adică n-am făcut niciun curs, am învățat cu carte și după aceea le-am zis prietenilor, vă rog să mă corectați. Și asta a fost mai greu, nu te putem corecta, nu știu ce. Dar m-au corectat, asta m-a ajutat foarte mult. Și pe de altă parte am mers foarte des la aeroport. Și la început am avut un taximetrist care a fost fluent în limba engleză. Și asta a fost o problemă mare, pentru că am avut senzația că niciodată nu voi învăța limba română. După care... El la un moment dat n-a avut timp, nu mai știu ce, și am găsit pe altcineva, un taximetrist, un român, Nico, se cheamă, care nu știe limba engleză și totuși atunci am făcut 3 ore până la aeroport și 3 ore înapoi, asta înseamnă 6 ore cu el. Și a trebuit să mă fac înțeles cumva și el a vorbit foarte frumos, adică a avut, mie îmi place, cel mai mult îmi place dialectul sau melodia din Moldova. Și el este din Moldova și am recunoscut, wow, da, limba română, ceea ce a însemnat pentru mine limba română. Și așa, în fiecare săptămână, 6 ore cu el
Și am dat drumul, pur și simplu, că la început mi-a fost... Acum fac o glumă. E bine că știi deja românește, că în curând o să mai mergi cu autobuzul la aeroport și în 20 de minute și eventual o să vorbești cu șoferul autobuzului. Da. Da? Nici măcar, cred că de aici, din Piața Prundului până la aeroport, faci un sfert de oră, ceea ce mă bucură. Cât de important crezi că este aeroportul pentru turismul brașovean? Asta e greu de zis, foarte sincer să fiu, pentru că va și depinde de sporuri, va și depinde de... Este ceva bun, bineînțeles, un aeroport e ceva bun mereu. Depinde... Brașovul nu e foarte cunoscut încă. Adică asta e, cred că asta oricum e, va fi tema noastră, să facem România o țară cunoscută. Știu că mulți români cred că lumea are o impresie proastă față de România, dar asta nu e adevărat. Oamenii nu zic, nu mă duc în România, oamenii zic, România asta, niciodată nu m-am gândit de țara asta. Cum am auzit, nu, da. Da, am auzit, dar am auzit de Budapești, sau zic, nu, asta e Ungaria. Noi avem București. Dar cred că va ajuta, pentru că oamenii vor vedea Brașov și se vor gândi unde e destinația asta. Experiența ta turistică, ce fel de forme de turism se potrivesc pentru Brașov și împrejurim cel mai mult? Am purtat o discuție mai devreme despre cicloturism. Crezi că cicloturismul e o șansă bună pentru un turism sustenabil? Este, bineînțeles că este, pentru că așa ai contact cu țara, așa prin forța ta, într-un fel, trebuie să faci ceva. Problema cea mai mare este turismul de autobuz, în care omul vine aici, adică iese din autobuz, coboră din autobuz, nu știe unde este, nu contează, intră într-un restaurant, după aceea în Biserica Neagră, care arată că oricare biserică, nu te supăra, așa este, și nu are niciun contact cu oameni, nu are niciun contact cu nimic, dar cicloturism ar fi perfect. Turismul activ, turismul de natură, Brașovul este și capitala verde a României, pe lângă că suntem capitala turistică a României neîncoronată, da? Dar eu tot timpul zic că avem coroana în siglă, da. Și atunci putem zice că suntem încoronați. Austria s-a dezvoltat foarte puternic pe turismul de natură, pe turismul montan, pe drumeții și pe cicloturism. Cred că am putea să colaborăm foarte strâns, să învățăm de la specialiștii austrieci. Nu știu dacă trebuie asta, foarte sincer să fiu. Eu cred că ceea ce ar fi important pentru România ar fi să se gândească ce avem noi. Și noi aici avem ceva, zicem, o viteză foarte redusă, de exemplu. Adică nu, asta cred că e o boală, într-un fel, știi, să mereu te uiți ce fac ceilalți. Nu, adică noi avem ceva și ceilalți pot învăța foarte mult de la noi. De exemplu, și să zicem aici, tu zici Kronstadt, da? Și eu zic Kronstadt când vorbesc în limba germană. Aici tu vorbești limba germană ca limba ta nativă. Sunt oameni, sunt sași, de exemplu, sunt sicui care vorbesc limba maghiară. Adică este și o mixtură de culturi, ceea ce nu există în Austria, de exemplu, care nu există în Germania. Și eu cred că capitalul nostru cel mai mare este, nu bine cuvântul acum, Langsamkeit. Încetenie. Slowliness. Da, vezi, adică bine merge încet. Da, dar eu cred că slow living, like slow food. Și de aceea se potrivește așa bine asta cu cicloturism, de exemplu. Da. Pentru că nu faci într-o zi mergi București, după aceea Brașov și Sibiu într-o zi, mă înțelegi? Da. Cu cicloturism este exact ceea ce este nevoie. Deci suntem pe drumul cel bun. În data de 2 iulie pornește primul târg de cicloturism din Țara Bârsei, direct sub Tâmpa, pe alea de sub Tâmpa, ține până pe 4 iulie. Vă invităm pe toți să participați la acest târg, să vedeți ce ofertă de cicloturism avem, ce biciclete se oferă, biciclete electrice, biciclete de coborât, de downhill, de mountain bike, oricum merită, fiindcă este un trend și ești în natură. Și ce am mai aflat săptămâna trecută e că e gata deja pista de biciclete între Cristian și Râșnov, da? Care e o pistă extraordinară la liziera pădurii, foarte plăcută, și mi-ar plăcea foarte mult să se lege și cu Brașovul din Bartolomeu până în Cristian, Cristian Râșnov, și după aia de la Râșnov până la Castelul Bran, care este atracția principală, unde acest mic vampir ne-a făcut cunoscuți
în toată lumea. Da? Chiar discutam care sunt atracțiile iconice din lume, precum Turnul Eiffel din Paris, piramidele din Gizeh sau Waterfalls din Niagara, da. Din Niagara. E, și Castelul Bran și Dracula este o atracție iconică mondială. Dracula, da? și ne bucurăm. Da, și... Într-o glumă ziceam la o conferință aeroportoară că i-aș da aeroportului din Brașov nickname-ul de Dracula Airport. Și toată lumea și-ar face selfie-uri, și-ar face poze și le-ar trimite prin mediile sociale și ne-ar face o reclamă gratuită. Da. Bernard, după cum am văzut, vorbești perfect românește. Ce ți s-a părut cel mai complicat în limba română ca să înveți ca austriac, vorbitor de germană? Gramatica, într-un fel, pentru că mult timp n-am înțeles că gramatica limbii române nu are nicio logică. E doar vorbă de să sună bine. Dar asta mult timp n-am înțeles și mereu am căutat. Și, adică sunt foarte multe lucruri ciudate, adică ciudate pentru un non-vorbitor. Pentru voi sunt lucruri normale, dar asta e provocarea cea mai mare. Să înțelegi că sunt niște lucruri nelogice pe care pur și simplu se folosesc doar să sună mai bine. Asta e singurul motiv. Ai început să și scrii în limba română? Da, scriu și texte și... Dar mă gândesc în limba română, adică când scriu un text sau când fac texte, de exemplu, pentru El Ascan, le gândesc în limba română, nu pot traduce. Și tururile ghidate le-ai făcut și în limba română, pentru români sau numai pentru turiștii străini? Pentru momentul pentru turiștii străini, dar și asta ar fi o idee, vezi? Ar fi o idee, ar fi o chestie unde un nou brașovean, un austriac, prezintă Brașovul ca noua lui... Da, asta ar fi o idee interesantă. Oraș caroul lui, oraș gazdă. Da. Când faci tururile prin Brașov cu turiștii tăi străini, cam ce le arăți? Bineînțeles, Piața Sfatului și partea săsească, să zicem așa, dar după aceea mereu vinem în skate. Adică îmi place și asta, castel, cum ziceți voi, dar îmi place skate cel mai mult, pentru că cu străzi înguste și cu... E foarte frumos și după aceea, bineînțeles, mergem pe tâmpă, la Brașov, chiar că în lumea asta nu există încă o privire așa frumoasă de pe tâmpă, așa ceva nu există. De pe tâmpă, de pe platforma, exact, de lângă platformă, exact. Scrisul Brașov. Da, așa ceva nu există nicăieri. Adică am văzut foarte multe, deci avem și Calmberg în Viena, dar nu se compară cu nimic. Mai există un scris renumit în nume, Hollywood. Da, dar asta oricum nu vezi când ești lângă el, dar, nu, dar cum arată oraș, știi, arată ca dintr-o poveste, cu case mici, cu biserică mică, și cu Casa Sfatului, adică tot e mic, dar e foarte, foarte fain. Da. Tu stai în Piața Sfatului sau în centru istoric? Da, în centru, da. Ai stat și în Schei. Da. Unde le-ai recomanda celor care vor să se mute la Brașov? Unde le-ai recomanda să se mute, să stea? Asta, zic că asta depinde. Adică depinde de ce vrei. Mie îmi place în centru. Inițial mi-a plăcut foarte mult din patul meu, pentru că acolo a fost ca un sat, știi, ca un sat mic. Am avut magazinele mele, atunci n-am știut limba română așa bine, dar nimeni n-a știut limba engleză, a fost perfect. N-am vrut să mă mut. După aceea m-am mutat în Schei, unde am stat 7 ani în total. După aceea n-am vrut să mă mute de acolo și acum am ajuns în centru și eu zic, nu mai vreau să mă mute de pe acolo. Adică depinde ce vrei. Depinde ce vrei. Adică dacă vrei, să zicem, mie îmi place foarte mult și zona Coresii, de exemplu, pentru că e ca la mare, e ca o stație la mare, cu spațiu, cu ai și un mall, depinde de ce vrei. Eu zic că centrul e cel mai frumos. Și... Ai observat în ultimii 10 ani de când stai aici schimbările Brașovului. Da. Ce ți-a ieșit, ce ți-a sărit în evidență ca schimbare pozitivă la Brașov? Că tot a fost renovat. Adică când am venit aici la Brașov prima dată, a fost un oraș gri. Gri și trist. Ca toate orașele comuniste. Și acum este un oraș foarte frumos, foarte colorat, tot e renovat, adică orașul din poveste, cum
Brașov, da, așa, de poveste, da? Da, așa este, așa este. Asta s-a schimbat foarte mult. Adică a devenit și pe de altă parte, adică Brașovul a devenit un oraș modern, dar fără să fie stricat. Totuși, cred că norocul nostru cel mai mare este centrul vechi, în care, să zicem, CAF-ul și nu știu ce, nu, pur și simplu nu pot distruge nimic. Că asta este problema, dacă te uiți la Viena, de exemplu, știi ce discuții sunt acolo. Și s-a păstrat tot, e renovat, chiar dacă este, să zicem, CAF-ul, nu arată ca CAF-ul, arată ca o casă veche. Și asta îmi place. Deci păstrarea, da, patrimoniului cultural, restaurarea, într-adevăr, și eu am observat în ultimii 10 ani s-au restaurat orașe, clădirile, da, în centrul Brașovului și până la urmă centrul orașului, centrul istoric este atracția, da, principală. Da, și zona pedestriană, sau cum zice, nu? Da, da, pietonală. Pietonală, da, asta e și asta e super fain. Și pe de altă parte, Piața Sfatului, care este chiar un centru, adică asta cred că a fost mereu, dar la un moment dat am fost aici Revelion. Și cred că a fost ora 11 și 30 de minute și toată lumea a mers spre acolo. Și a fost prima dată când am simțit ce înseamnă un centru. Din toate direcțiile au venit acolo să se întâlnească acolo pe Piața Sfatului. Asta m-a fascinat. Da, e și frumoasă când Piața Sfatului este plină de, da, oameni, da, în perioada Crăciunului sau, da, la evenimente. Da. Într-adevăr îi dă efervescența asta. Dacă ai compara centrul Brașovului cu un centru din orașele istorice din Austria, cu ce oraș ai compara Brașovul? Probabil dintr-un oraș, mă gândesc, din Salzburg, poate că Salzburg ar fi. Salzburg ar fi. Da, da, da. Orașul, da, nostru înfrățit e Linz. Da, știu. A venit specialitatea casei. Wow, cașcavalul pane cu legume. Ce sosuri avem aici? Avem două sosuri, una este o smântână cu muștar și un mix. Vă mulțumesc frumos, poftă bună, dar eu trebuie să mă îndrept spre camera aici, să vadă puțin și cei care ne urmăresc ce porție de coaste se servește aici la Casa Românească, din Scheii Brașovului, din Piața Unirii sau Piața Prundului. Poftă bună! Mulțumesc! Sunt tare curios, că de arătat arată foarte bine. Știu că să vedem are și gustul. Gust bun, asta știu deja. Tu știi deja că, da, aduci oaspeții tăi de ani de zile încoace. Da, de 11 ani aici. Pe lângă restaurantul Casa Românească, în ce locații mai duci în Brașov? Când nu e pandemie, îmi place foarte mult restaurantul în Transilvania, pe Castelul lui. Și există o mică cafenea în strada Sfântul Ioan, pe stânga, prima cafenea, care e foarte drăguță, are și un fel de grădină mică în care poți să stai, acolo mă întâlnesc cu prietenii. Mie îmi place să stau afară, fără trafic, asta îmi place în general la Brașov. Posibilitatea asta. Nu sunt mașini, nu e nimic. Frumusețea Brașovului e că oriunde ai fi în centru, în mai puțin de 5 minute, în dreapta sau în stânga, ajungi în natură. Da. Și atunci asta este un avantaj competițional a orașului nostru, fantastic, care îți dă și o calitate a vieții. Cum se pare calitatea vieții? Sau ce crezi că ar trebui Brașov să îmbunătățim, atât pentru brașoveni, cât și pentru turiști, ca să creștem în continuare calitatea vieții? Să dispare mașini. Să dispară mașini? Da. Din centru? Da, din centru, da. Asta însemna că ne-ar trebui locuri de parcare mult mai multe bine, în jurul centrului? Cum se rezolvă asta, nu știu și nu pot să zic, dar m-ai întrebat. Asta e singurul lucru care, din când în când, poate sincer să fie, mă deranjează. Eu nu am o mașină, pentru că, pentru ce? Eu merg pe jos și până la Corezie și până la Calea București. Bun, dacă chiar am ceva de transportat, iau un taxi, care funcționează foarte bine aici, e și ieftin. Asta e singurul lucru, în afară de asta, nu vine nimic. Ce mai poți îmbunătăți, poate, sincer să fiu. Ce zice familia ta că te-ai mutat aici, în România? Când i-am zis mamei mele că mă mut în România, mama a zis, foarte fain, venim să te vizităm. Și asta au făcut, cred că în totalitate au fost aici 3 luni. Ne-am plimbat prin toată România.
Și la un moment dat mama mea mi-a zis că înțelege că sunt fascinată Europa de Est, pentru că și bunicul meu și, să zice, marea parte a familiei mele este din Europa de Est. Din Polonia, din Prusia, din Ucraina. Și a zis, și ea mereu s-a simțit atrasă de Europa de Est. Și de aceea a zis că se bucură și chiar a venit. Și... Da, deci și eu după 16 ani de Germania m-am întors acasă și trebuie să spun că Brașovul este cel mai frumos oraș din România și nu mi-aș putea închipui să stau altundeva. Bernard, îți mulțumesc foarte mult pentru recomandarea asta, pentru masa asta copioasă, da? Chiar n-am mai fost de mult în casa românească, fiindcă pandemia, din păcate, ne-a ținut mai mult prin case și vă recomand cu mare drag, atât brașoveni cât și turiști, să veniți să degustați specialitățile astea de aici, făcute extraordinar, niște bucătari pasionați, că asta e cel mai important lucru, au o terasă senzațională acoperită, puteți să veniți și pe ploaie, și pe soare. Da, și le mulțumesc din suflet celor care au făcut posibil să creăm această emisiune frumoasă cu Bernard împreună. Mulțumesc Hygienium pentru siguranța sanitară și Decra România, tot pentru siguranța care oferă în locațiile auditate de ei. Vă doresc un weekend excelent și ne întâlnim săptămâna viitoare, tot aici la Best of Brașov, la Gazeta Brașovului TV. O seară frumoasă! Mulțumesc frumos! Mulțumesc!